Românii care nu și-au ales încă destinația de vacanță pentru vara 2024 pot profita de ofertele speciale de la Târgul de Turism Online. Reducerile la vacanțele petrecute pe litoralul românesc pot ajunge până la 54%. Târgul de Turism Online este organizat în această perioadă de litoralulromânesc.ro. La reducerile acordate în cadrul programului înscrieri timpurii se adaugă extra discounturi. Sejururile pentru sezonul estival 2024 pot fi rezervate cu reduceri de până la 54% în cele peste 200 de unități de cazare din toate categoriile de confort și din toate stațiunile de la Marea Neagră care participă la eveniment. Cel mai mic tarif pentru o noapte de cazare este de 38 de lei de persoană la un hotel de 2 stele din stațiunea Eforie Nord, în vreme ce la All Inclusive prețurile pornesc de la 295 de lei pe cameră pe noapte la un hotel de 3 stele din stațiunea Saturn. Astfel, în perioada 14-18 februarie, cei care vor să își rezerve o vacanță pentru sezonul estival 2024 pe litoralul românesc au de ales între sute de pachete turistice cu reduceri de până la 54% disponibile în cadrul Târgului de Turism Online. Tarifele pentru 5 nopți de cazare într-un hotel de 2 stele la Eforie Nord încep de la 380 de lei. Pentru pachetele All Inclusive, cel mai mic tarif pentru un sejur de 5 nopți la un hotel de 3 stele în luna iunie este de 1475 de lei pentru două persoane, iar la un hotel de 4 stele în aceleași condiții, tariful pornește de la 2700 de lei. Românii care vor să meargă la vară în Mamaia pot achiziționa pe durata târgului un sejur de 5 nopți cu prețuri ce pornesc de la 555 de lei la un hotel de 3 stele. Cei care aleg stațiunea Eforie Nord pot rezerva un sejur de 5 nopți cu prețuri ce pornesc de la 465 de lei la un hotel de 3 stele. În sudul litoralului, un sejur de 5 nopți costă de la 380 de lei și include cazare la un hotel de 3 stele în stațiunea Saturn. Rezervările pot fi efectuate online, telefonic sau pe e-mail. Sejururile pot fi plătite atât cu cardul și numerar, cât și cu vouchere de vacanță.